Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem, ca de obicei, în complexul muzeal Astra, la biserica din Bezdet, din zona Sălajului, odihnindu-ne oarecum, așa cum am propus ieri seară, în așteptarea înălțării Domnului Hristos. Suntem după Duminica Orbului din Naștere și, într-un fel sau altul, cuvintele Evangheliei de astăzi din Dumnezeiasca Liturghie s-au legat de acest praznic minunat al revenirii luminii în ochii omului ce părea că nu se vadă niciodată. Dacă îmi slujește cineva să-mi urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Evanghelia de la Ioan, capitolul 12, versetul 26. Orbul, îndată vindecat, nu poate decât să-i slujească lui Hristos. Este martorul lui, e martor că cel care l-a înviat din întuneric la lumină, din nevedere în vedere, este contemporan cu oamenii aceia care așteptau într-un fel sau altul venirea lui Mesia, dar nu știau la ce să se aștepte de la Mesia. Aici este frumusețea venirii Domnului Hristos, în această lecție de a se așeza cu normalitate în mijlocul oamenilor, neforțând nimic, nesublinind nimic cu carioca aceasta indecisă a politicului. De fiecare dată, Hristos Domnul se așează în mijlocul comunității cu această străluminare bucuroasă de fiecare dată de a face ceva pentru celălalt, de a-i dărui celuilalt, de a oferi într-un fel sau altul semne ale venirii împărăției lui Dumnezeu, căci nu-i așa? Sfântul Ioan Botezătorul, când îi întreabă pe ucenici dacă Hristos este Mesia, Domnul Hristos este și Mesia, aceia merg să-i spună, după cuvântul Domnului, că orbii merg, surzii aud, orbii văd, semn că împărăția lui Dumnezeu se apropiase. Cuvântul din seara aceasta de mângâiere ne vine și din cartea aceasta despre care vă spuneam ieri seară, a Sfântului Nicolae Velimirovici, Rugăciuni la malul lacului. El spune așa: Doamne, nădejdea mea într-o deznădejde, Doamne, puterea mea într-o neputință, Doamne, lumina mea într-un întuneric. Pune numai un deget pe fruntea mea și mă voi ridica. Ori dacă sunt prea mult întinat eu, pune degetul tău cu o rază din împărăția ta, mă leagă și mă ridică, prea iubite al meu, ridică-mă dintr-o această viermuire. O rază din împărăția lui Dumnezeu care te ridică din viermuirea nevederii, în binecuvântata vederea împărăției lui Dumnezeu. Semn că e nevoie să avem lumină, precum orbul cel din naștere, și să avem înălțare, ridicare, așezare de-a dreapta Tatălui, pentru ca viețile noastre să continue cu soliditate și solidaritate în ceea ce se cheamă Biserica Trup Tainic al lui Hristos. Poate că uneori e bine să ne oprim din alergarea distracției de zi cu zi și să avem clipa noastră de odihnă. E un început. În început de a ne cunoaște și de a descoperi în ce mod Dumnezeu este firul de lumină care ne ridică la cer. Mâine este o nouă zi.